Ideea expoziției foto pleacă de la modul în care este structurat cartierul creativ. Practic, organizații antreprenoriale noi, moderne, s-au dezvoltat pe o infrastructură deja existentă, culturală, cu clădiri istorice reprezentative pentru București. Și, practic, această expoziție foto și-a propus să arate cum cele două coexistă, infrastructura culturală, istorică și organizațiile noi creative care au apărut în perimetrul cartierului creativ. Am gândit noi de institut, ne-am dat seama că în perimetrul, în jurul parcului Cismigiu, pe lângă faptul, așa cum practic vrea să surprindă și expoziția foto, sunt foarte multe clădiri frumoase, clădiri istorice și în același timp sunt foarte multe business-uri antreprenoriale, galerii de artă, locuri foarte cool unde poți ieși în oraș, teatre și ne-am dat seama că această concentrare practic cere ca această zonă să fie definită ca primul cartier creativ al Bucureștiului. Cum bine spuneați dumneavoastră, este delimitat pentru că el are niște granițe. Este vorba de Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Dacia și Calea Griviței și apoi Buzeci și Berzei. Deci cam astea ar fi granițele cartierului creativ. Deci ideea expoziției este următorul fel. Cornel Lazia a fotografiat clădirile din cartier și Horațiu Șovoială a fotografiat oamenii și aceste entități efervescente creative care au apărut în cartierul creativ. Și cumva, da, ne dorim ca cei care vin să vadă expoziția să conștientizeze cât de frumos au evoluat împreună și cum se completează practic. Adică pe o infrastructură existentă, impunătoare, cum să zic, oarecum rece, aș putea să spun, s-au grefat aceste organizații foarte colorate, cu oameni diversi, cu activități diverse și cred că, până la urmă, ăsta este unul dintre avantajele și ceea ce caracterizează această efervescență din cartierul creativ. Expoziția în sine e o formă de manifestare a ceea ce înseamnă cartierul creativ, adică până acum au existat mai multe evenimente de genul acesta care încearcă să atragă atenția asupra acestei zone și să o promoveze, că până la urmă, dincolo de faptul că am identificat, cum vă spuneam, această concentrare de entități creative în jurul parcului Cismigiu, scopul nostru este să le oferim o platformă unde se pot exprima, în așa fel încât activitatea lor să devină cunoscută, nu știu, și la nivel de București, dar și la nivel de țară. Și în cadrul acestui proiect, pe lângă faptul că organizăm periodic evenimente, edităm și un ziar care apare din două în două luni, este Ziarul Cartierului Creativ, unde apar poveștile oamenilor și clădirilor din cartier și evenimentelor și tot ceea ce se întâmplă în acest spațiu. Adică, practic, expoziția aceasta face parte dintr-un plan de promovare a inițiativei noastre și nu este ceva one time only, să spun. Încercați așadar să creați sau să stimulați un spirit al comunității, al unei zone, să zic așa, care are tradiții și... Da, chiar am remarcat lucrul ăsta. În mai-iunie am organizat în cadrul acestei inițiative Cartierul Creativ două evenimente pietonale, timp de două weekenduri, s-au închis niște străzi din această zonă și oamenii au putut să exploreze spațiul străzii din nou, să bucure de el, să interacționeze și atunci am dat seama că această nevoie de a interacționa cu comunitatea este foarte pregnantă în București, unde viața aceasta agitată și mereu pe fugă ne-a făcut să ne pierdem într-un fel sentimentul că aparținem unei comunități și cred că este important ca cei care locuiesc și în cartierul creativ, dar bineînțeles și în București, să simtă că sunt parte dintr-o comunitate și să poată lega niște relații autentice cu cei din jur.